Aha, sărit la șobolan. Mamă, îi face schemă băiatul, fii atent. Reduceri la toate jocurile pe G2A, link în descriere. Salutare amigos și bine v-am găsit la un nou episod de CSGO. Suntem pe Inferno, nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place seria noastră și să dați un share-ulic acolo dacă vreți. Acolo să fie bine, să nu fie rău. Ia să vedem, băiatul are și sticker pe AVP, pune ținta la rampă, o ia în față, se întoarce la flash, foarte drăguț. Deci am impresia că e curat băiatul. I-a văzut, semi-văzut pe ăștia când fugeau ei la B și a rămas un singur jucător. Doar că s-a gândit el să-și activeze bunny hop între timp, știi, să ne arate că o dă bine cu scriptul de B-hop, știi ce zic? Opa! Și nu ziceți că nu e script de B-hop, că și voi săriți așa, dar se vede clar că nu știe să facă strafe-urile alea gen cum trebuie. Se vede că sare gen, ține space-ul apăsa și se mișcă și el acolo. Hau, hau. Ok, hai să vedem mai departe. Oh, Diamond patinează, mă, e la patinoare, e pe lac, bă, mam, full flash, făcut kill, astea, nebunie, am presimțit foarte prost că băiatul e curat, pentru că nu prea e curat nici duș, nu știu dacă a făcut, la cum trage, ești nebun, și cred că face și ei cu AVP-ul, nu mai face ei cu AVP-ul, că a făcut wagon un kill, băieții, băiatul, că a rămas doar unul săracu, restul sunt răpăsați. Plantează la B. S-a plantat. Bomba e la Yoyo. El nu-i știe. Nu-i știa. Nu-l știa pe calf. Nu. A avut el o presimțire. Băi, la Yoyo. O să tragă acolo cu ochii închiși. Pun ținta la Yoyo. Și s-a ridicat și a tras. Și acolo era omul, mă. Ce să vezi. El e din familie de ghicitori. De ăștia. Vrăjitorie. Un alta. Farmece, chestii, știți și voi cum ați mai văzut pe Publi24, sunt părinții lui, Hai să vedem, opa, și-a luat ăsta, așa că băieții la trei au fost pe fază, au zis, bă, ia stai mă că ăsta ne pușează din spate, ia că-l rupem noi, Bell sta AFK, se învârte pe plus right, Puffin la fel, și lăsați pe bineînțeles că și el, și stă ceva AFK. Probabil că s-a enervat că a pierdut runda asta și... A pierdut runda, doamne, că a murit. Nu că a pierdut runda, că a murit acolo la banană. A mai mișcat un pic. E viu. Stați așa că e viu. Stați așa ușor. E viu, băiatul, a mai rămas un singur jucător pe rampă. A murit. Hopa. Băi, don't sugitate on overwatch, please. On videoclipation. Așa, mă ascultă. Nu? Bă, dar nu știu, bă, de ce... De ce sughiți, mă? Cred că când vorbesc, mă ia sughițul, nu înțeleg de ce. Cred că sunt stricat, mă duc la garanție. Ia să vedem. Hau, hau, încă un kill pe rampă. Bă, deci până acum avem așa, bă, hop, aim, wall, frumos. Știi ce zic? Hau, hau. Prostie, de fapt, s-a dus pe rampă când ăla era pe rampă și l-aștepta cu tot cu cod. Și ce... Da, îl știe și se duce peste el. What? Ok, încă un kill pe rampă. Imediat este și... Păi, bineînțeles, mă. Bineînțeles. Aha, băieții sunt prin casă, pe la second mid. Aha, sărit la șobolan. Mamă, îi face schemă, băiatul, fii atent. Îi face mare schemă. Numai că nu prea a putut să facă schemă, că băieții sunt puși pe ei. Ultimul jucător e na. Doi sunt AFK în bază. Ai omoră acum Flamingo aici de munt, se duce și omoră pe aia doi. Face și el două kill-uri. Hai că ăia stăteau AFK dacă i-ați văzut faza. Stăteau AFK dacă e. Mamă, ce țeapă și-a luat săracu om. Bă, ce țeapă, așa țeapă mă să-ți iei. 14-0 aici, nu? Ăștia câștigă meciul la 0. Să moare France. Ia. Ce se întâmplă pe mapă? Ia să vedem. Deja un jucător eliminat, 2 jucători eliminați. În curând 3 jucători... 3 jucători, exact cum v-am zis. Și mai sunt 2 băieți, unul în casă, unul lângă casă. Stau acolo săraci, nu știu ce să facă. Mai e doar unul... A murit și el la 15-0 și joacă mă și tu la prima rundă, mă, la runda de pistoale, joacă și tu măcar, mă. Mă, să fie bine, să nu fie rău. Mă, băieți.
Nu vrea, mă, băiatul ăsta, nu vrea să o dea. Nu vrea să o dea. Nu vrea, sta feca. Tam, toate bifele sunt sus, ești nebun. El sta feca. Dar stai așa că și-au cam... Și-au cam luat-o, bine, și-au cam luat-o. Unul și-a luat-o, nu. Nici chiar așa. Și ce zic? Aha. Ce-i sare ținta lui? Ce-i sare lui ținta, zice un? Dar au făcut 16-0. Băi, mă bucuram să piardă runda asta. Să nu câștige 16-0, dar au câștigat până la urmă. Asta e. Se mai întâmplă. Așa se întâmplă dacă joci cod. Așa se întâmplă. Hai să bifăm aici. Deci, aimul, evidentulus. Mi s-a blocat. Așa. Să că nu mai merge aici să dau scroll, ești nebun. Cred că e de suspect. V-am zis cu farmece, cu astea. Mi-a bântuit mouse-ul să nu-i meargă scroll-ul să-mi dea bani. Bine, nu că e ăștia bani. Ați înțeles ideea? Olică la locul lui. Săritul la locul lui. Griffing-ul a stat afeca, nu? Deci, e cu de toate, băiatul, mă. Ca la shawarma. Sper că v-a plăcut acest kebab de mitică. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, abonați-vă, apăsați clopoțelul, dați un share, dați un follow pe Insta, OneFlash0, pe Twitch, OneFlash0, PC-uri de gaming, tare rău de tot, în descriere. Și jocuri de gaming, tot în descriere. De gaming, nu orice joc așa. V-am țucat și ne auzim pe data viitoare. Să aveți o zi.